No, ziua bună, fraților! Astăzi suntem în Switzerland și vrem să urcăm pe vârful Europei, at the top of Europe, cu ceva tren, telecabină, să vedem ce găsim. Pe acolo văd că zboară oarece, numai că mie mi-e frică din înălțime. Și trebuie să ajungem undeva pe acolo, cred că. Hai să vedem. Gătită? Gătită. Hai să punem junghiul. Aici sunt 20 de grade și am înțeles că sus în vârf sunt 3. Super înguste drumurile pe aici. Deci ăsta e trenul ce coboară, mu, și trebuie să-l prindem noi. Cine ajunge primul în gară? Eu cu amendă sau el fără? Cred că a ajuns primul tren, nu? Da, acolo e. Asta da. Hai să parcăm repede. Of, uite la că l-am pierdut. Mai este peste o jumătate de oră. Trebuie să luăm un ticket de parcare. 5 franci, 5 ore. Deci trenul nu urcă pe șină normală, ci cu sistem din asta super interesant. Nu știu cum se numește în română, dar cremaiera în italiană, dacă traduceți careva. Două bilete, zău un preț. Dus întors, oră jumate drumul. 432. Pe unul? Nu, totalul, domne. Banii ăștia trebuie să mă aștepte. Mi-o dat și un voucher de bani ce. Asta nu-s normal la cap. Este șoferul. O ajuns marfarul. Ultima porțiune, toată e prin tunel. Un pit stop pentru poze. Dar nu se vede. Hogwarts Express. Iar cavacile. Este la 3454 de metri. Așa arată sistemul de tren. Oi, până am numai tuneluri și tuneluri și frig. Există posibilitatea de a face traseul. Wow. Și pe jos, mergând acolo în sus. Dar nu suntem echipați adecvat. Și lipsa ochelarilor de soare face totul să fie foarte rău. E gheață pe jos, dar nu alunecă așa tare precum te aștepți. Nu ai niște ciocolăți în formă de ghețar, plus care alcool în ele. Să fiu atent. Chinezul de la caserie. Ce real pare ăla. Colbotește-mi un pic ca ce te rog. Sau nu-i voie, e țapănă. E de... plastic. Mi-o da și o ciocolată pe gratis.
have arrived. Down again, back. Chetul ăsta de parcare era alb, ca pe spate. L-am lăsat pe bord și s-a bronzat. Incredibil. Super greu de găsit un loc de parcare, m-am nimerit în ceva camping din greșeală. Pe trotuar. Ioi. O scurțului. Chiar e ceva trotuar, că numai oameni sunt pe el. Am găsit aici un restaurant tradițional cu view și cu brânză topită natural, direct păptită. Hai să vedem ce știe. 8 euro e egal cu francu. O scrijea de ptită cu un chichi de cașcaval pe aia. Un cavei 4 euro. Fraților, asta e a doua zi. E august și aici se sărbătoresc Paștele cailor, probabil. O scrijea de ptită cu lămâie 3 euro. Am cumpărat vineta. Vineta asta costă 40 de euro și e valabilă tot anul care scrie pe ea, adică 2022, indiferent de când o cumperi, costă același preț. Este tehnică la vinetele astea europene, dar nu știu dacă merge și la asta. Eu o pun tot timpul înainte tot piciorul un pic. O mai pun o dată. Și încă o dată. Și după aia se va dezlipi mult mai ușor decât cu parbriz și va lăsa urme. Dar asta cred că e mult mai calitativă decât restul. Fută ce crist. Mai cuță. Și nu am chico pun. Bugăte. Se pot da și jos. And today we are going to Geneva. Înainte de Geneva. Și am ajuns la furculița din lac, atracția principală din zona asta. Plin de turiști, plin de ghetate. Oamenii fac plajă, foarte tare zona. Și în capătul lacului e Geneva. Am ajuns la hotel în Geneva și avem aici un încărcător de telefon wireless charging și cu pedale. N-a ști nimeni cât de bun e asta. And this is the city center. Aici un i8 Gucci. Răsaduri aici în mijlocul orașului. A muzeului orfii sau cine știe. Zlavi, facem o salată din roșiile astea. N-a ști nimeni cum o dau. Poate sunt publice. Aici trebuia să fie jetul ăla cu apă. Dar probabil e pe ore. Și cred că a închis furtunul. Plin de lume. M-a călcat trenul, mă. Fete bune și frumoase. Ăla face baie în lac. Și avem aici un exemplar de 812. Eu dau drumul și la furtun până la urmă. Să răcurească un pic situația.
next day we are in Bern, capitala Elveției. Hai să vedem cum se prezintă. Și aici a fost apartamentul lui Einstein. Cu vremuri. Și a trebuit să fie o cafenea. Hai să vedem cafeaua asta. Câtă inteligență ne-a dat. Nu punem cukor, fără cukor. Guști. Cam așa au văzut Einstein pe balcon. Cum vine busul care nu exista. Cam micuț apartament, numai o cameră așa. Scurt. Asta e podul principal și avem acolo jos lumea ce înoată. Zurich și am descoperit un nou sistem de parcare. Să alegi numărul de pe jos și îți bagi minute. Noi suntem 2. Mai se poate văd câteva. Mai se poate? Declonghițetul. Oi, două ceasuri putem sta pe numărul 2. Hai să mâncăm oarece. Am ajuns la sushi până la urmă. Scrieți în coment, vă place sushi-ul și miso-sup. Și am aici o chestie de care mi-a fost dor din Asia. Triunghi de orez cu alge și ton. Sunt parte de vest a Zurichului, unde este zona renovată din clădiri și construcții vechi, care acomodează acum cafenele, baruri și tot felul de activități. Un vibe super libertin, mâncare. Chill. Cheers. Scrieți în coment ce e asta. Cine se știe? Avem aici un Ferrari la care curge clima. În sfârșit, un oraș cu laimuri. Cel mai distractiv mod de a explora. Vin o de cumpărături și ficusul ăsta, dacă cunoașteți, 5 euro bucata. Epic. Să vedem cât costă un coș de cumpărături de dimensiuni mici. N-aș și nimeni. Cam atât a fost pentru vlogul nostru din Elveția. Super random, cu mici informații. Dacă v-a fost de ajutor, dacă vreți să vizitați țara, vă recomand în principiu munții. Puteți scrie pe Google Grand Tour of Switzerland și să urmați traseul respectiv. Este minunat. Nu se compară munții din Elveția cu nicio altă țară din Europa, sincer, nici cu Austria, nici cu Italia, nici cu Franța. Este top, 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 top. Fraților, suntem în drum spre Amsterdam.